Încă nu a fost dată unda verde pentru finanțarea blocurilor de locuit din orașul Aninoasa. Asta deși toți cei care le-au evaluat de-a lungul perioadei în care s-au tot prăbușit pe rând acoperișurile, au conchis că pericolul este iminent. Oamenii sărmani încă locuiesc în aceste construcții fragile și administrația așteaptă un răspuns oficial la cererile de finanțare. Noi am depus documentația la CNI, așteptăm sumele să fie repartizate, sperăm să ne preia cât mai multe dintre cele care le-am solicitat și încă așteptăm să se repartizeze sumele. Ce a depins de noi am făcut, acum așteptăm să vedem ce zice de la Compania Națională de Investiții. Zeci de oameni au fost evacuați anul trecut în preajma Crăciunului, după ce acoperișul locuințelor s-a prăbușit, iar mai apoi, în primele zile din acest an, au mai căzut câteva clădiri. De atunci s-au făcut doar improvizații și oamenii continuă să trăiască în aceste construcții vechi de un secol. Deocamdată sunt reparații provizorii, acoperișurile sunt în stadiu de provizoriu. Deocamdată nu sunt probleme, deci nu mai plouă la absolut nimeni în casă. Aninoasa are nevoie urgentă de aproximativ 56 de milioane de lei pentru toate cele 30 de colonii din oraș, însă primarul spune că s-ar mulțumi și cu 32 de milioane de lei pentru cele care sunt în pericol. Banii nu au fost alocați, iar în tot acest timp s-a intervenit doar la două construcții care efectiv s-au prăbușit, una la finele anului trecut în perioada sărbătorilor și un alt acoperiș în luna ianuarie.